Salutare tuturor! Salutare tuturor, numele meu este Andrei și astăzi ne aflăm la mine în baie și mergem să ascultăm Carmen Șerban la mine în cameră. Bună seara! Este 2018, cât e ceasul? 3:26. Suntem la Deva și trage Lorena Mucii pe fundal. Suntem la Deva. Vedeți? Gata, sting lumina. Ne pregătim să ieșim în oraș. Vedeți? Sau nu vedeți? Și luna din aia. Stai să vă dau zoom pe aia, să vedeți luna. 3:28 AM. Hai, Lorena! Hey, Carmen Șerban în turneu. Cine? Nu, Lorena. Nu știu ce faceți voi după ce beți 7 pahare. Noi mai ascultăm o muzică. Muzică bună, clasică. Ce zici de anul nou? Bună seara, oameni buni. Bună seara, București. Bună seara, România. La mulți ani. Ce zici de anul bun, anul nou? Să fie un an mai bun. Tu ce zici? Este un post ocazional pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea rătăși și un glas nonșalanțe, nonconformistice, într-o jaca albe. Da. Ați înțeles care este treaba? Mi-a ieșit o muzică! Noi ne chinuim așa să găsim un taxi spre oraș. Doamne, no, noi înțelegem, îți dai seama că nu suntem retardați, că este 1 decembrie. Reformulăm! Noi înțelegem că este 1 ianuarie, dar totuși, no, un taxi spre centru ar fi frumos, ca să ieșim și noi un pic la o berică. E plin taxiuri pe stradă. Mă gândeam așa că ce-ar merge un Mac și după aia mi-am gândit că e 1 ianuarie și închis totul. Apropo, bună dimineața, oficial, suntem în 1 ianuarie. M-am petrecut până la 5 dimineața, sau 6, cred că era 7. Și în caz că vă întrebați ce mănânc eu în această spelenie de dimineață, am aici efectiv jumătate de polonic, de supă, nu mai știu de care, astea-s păturile de ieri, și niște cartofi, nu știu cum se numesc, cu sos alb și cu ceapă. Și mă uit la apus. Acum m-am trezit, când apune soarele. Vedeți? Soarele ăsta. Între timp m-am uitat pe net și zicea că e deschis la Mac, doar că este foarte, foarte mare coadă. Mai stau un pic și mă duc. Cred că ăsta este cel mai reprezentativ cadru a tuturora pe 1 ianuarie, cu apa în mână. Yay, trăiască apa! Ce puteam eu să fac de 1 ianuarie? Să vin în parcare la Oșan, pentru că este închis și goală parcarea, și să-mi fac pozele pentru blog cu ținuta de Revelion. Aia e ca acelea haine pe care le-am purtat și aseară, le-am luat și astăzi pe mine. Deci am renunțat big time la ideea cu mâncatul la Mac. Mi-am făcut niște paste cu brânză și cu nucă, sunt geniale. Din lipsă de ingrediente am descoperit o nouă rețetă. Iar eu acum stau și editez și scriu articolul pentru blog cu outfit-ul de care l-am avut de Revelion. Și mi super stau. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest haos de vlog și o să încerc să postez mai des anul ăsta, că așa mi-am propus. Ne vedem în clipul următor. Ciao!